Mișcarea este foarte indicată și aduce foarte bine, multe beneficii organismului. Și mi-am propus astfel despre
ce înseamnă tineret. Nu e o figură de stil. Este o realitate, este demonstrată științific. Că oamenii trăiesc mai mult prin sport de longevitate, iar viața lor este la ce nivel este sportul benefic. Poate asta o să lăsăm pe altă emisiune. O să vedem că sunt și niște reacții adverse la sportul pe care nu mai mari campioane.
vaporizație, de stratul de lichid care se găsește în derm și în hipoderm, adică sub primul strat epidermic. Și acolo se primește strângele în permanență prin mișcare. Ori dacă noi venim cu oxigen, la astfel de straturi care nu se pot hrăni prin ele însă, ci doar printr-o mișcare, ne explicăm de ce pielea rămâne frumoasă să nu se mai ridează și
care nu intră niciodată dacă nu trage mai în piept până la capăt. Deci și dimineața trebuie să deschidem geamul larg și să respirăm 50 minute, un sfert de oră, să ne golim plămânii de aerul de noapte. Fiindcă intră în funcțiune și al viorilor restante. Este ca un buhai, ca un acordeon care se umple cu aer doar în respirația noastră. De aceea ne-a fost recomandat sportivilor să facă acele inhalații și expirații ample după fiecare tură și după fiecare efort. Iată inerția, oxigen, flux de sânge adecvat prin menirea tuturor vaselor. Fiecare om poate să ia fărâma lui de sport. Și aici trebuie să punem. Când ne uităm la televizor și spunem, stai că nu o să ajung niciodată ca Hagi sau ca Nadia sau nu știu ce, de ce
înseamnă bine, bineînțeles, se mai indică să ajungem și la o sală de sport, să fim în prezența unui instructor, unui antrenor și mai ales
la școală. Eu pledez pentru o oră în fiecare zi pentru sport. Și asta de nu prădui, indiferent care e curicula, indiferent care e programa oficial la școli. Poate n-ave loc să introducem Bye.
ei le cunosc sau au auzit de ele. Am trăit în vecinătatea unor mari sportivi. Unul dintre cei mai mari sportivi care profesorul Ion Ban. Profesorul Ion Ban era vecin cu mine de etaj. Acest om a fost profesor la liceu, colegiul Ion Maiorescu și la școala numărul 3. La școala numărul 3 respectiva sală de sport din parcă numele, fiindcă a ridicat-o cu smoală, cu lemne și cu cuie pe care le-a făcut, pe care era și acolo este un bus de bronz care da. A fost dedicat trup și suflet. Asta sport și dedicat la vremea când făcea la colegiul nu era sală de sport. Sala de sport a apărut relativ târziu. Cum credeți că făcea sportul? Cum credeți că făcea orele de sport cu elevi? Cu exerciții de pescări spre cancelarii. Îi punea să urce să coboare de deveneau azi profesor și de întrebau ce se întâmplă acolo. Vă dați seama câte pasiuni era numai acesta să se calculeze mișcări, să am citit lucrarea de diplomă care ne învață toate pe care le știți, toate forțele, toate tot lucrul mecanic, tot ce înseamnă energie pe care și le calcula acolo unde știa bine. Le făcea la bazin, chiar dacă nu aveam un bazin acoperit. Vara dedica copiilor din timpul de concediu al nesului acolo. Deci avem nevoie nu numai de să
Virgil Căinaru, care ia de la hipism până la dansuri și până la atletism, învăța pe copii să facă foarte important. Colegul meu de clasă, un alt atlet cu care m-am întâlnit de multe ori, George Sima, care s-a zis antrenează afară în orice fel de condiții poți să aduci ca campion. Poți să pui tu un nem, poți să să fie loc de săriș și așa mai departe. Gândiți-vă că înainte de vreme, pe vremea marilor eroi mitici și antici, s-au format printre pietre, printre lemne. Deci, asta vreau să învăț. Bază solidă, cu atât mai mult veți avea arene sportive de nivel european și de ce nu mondial, se vor vedea și campioni. Dar sportul de bază se poate face oricând, oriunde, cu atât mai mult cu cât condițiile sunt adecvate. Trebuie și pe partea cu
conformația. Una este să ai o anumită învergură a umerilor și să faci tot efortul să slăbești, alta este să ai o conformație mai redusă și să fii adaptat unei greutăți o anvergură a umerilor foarte mare, fiindcă altfel toată acea consistență osoasă, tot acest schelet osos nu va mai avea masa musculară care să îl transporte. E mult să scapă. Ceea ce înseamnă că până la vârsta de 35 de ani toate fetițele, fetele, tinerele, adolescentele care ne ascultă, femeile tinere, trebuie să consume zilnic caval sau trebuie să consume zilnic vitamina D în doze de 400 de unități internaționale pe zi, ceea ce înseamnă un gălăbe nu știu de ou, ceea ce înseamnă fetele, femeile ținând la siluete exact în perioada asta în care osul este avid de calciu, de vitamina D și de fosfor țin cele mai curunte diete în care
grasă de lapte și de lactate, fiindcă sunt grase, fiindcă nu le plac, fiindcă nu știu ce se întâmplă. Elimină nu știu ce face. Da. Foarte toxic și mărește colesterolul. O să vă spun o minune cu și cu alte elemente. Noi am fost părinții de performanță și chiar îl consumam chiar aproape fiecare zi și
făcând sport, consumați un nou pe zi, este acum recomandat. Chiar și la copii este un lucru nou. Un nou fiert, nu prăjit. Eu cum făcut anormal, fiindcă orice lucru prăjit, că e cărnat, că e ou sau că e altceva, deși e bun la gust, că e și un guliță, prăjite și din care este fum, transformă grăsimea în acroleină, care este o grăsime arsă, care este cancerigenă. Deci, atenție și cum preparăm alimentele. Oul trebuie să fie de repetiție, care sunt animale păsări, de fapt semi-zburătoare și care au foarte puțin colesterol într-adevăr, dar și oul clasic de găină.
să fac să fiu sub procese, să fac să mai dau din greutate jos. Și spun că nu au mare lucru de fapt. Și se miră. Și ele se miră. Dar într-adevăr este în ceea ce ele spun ajung la vorba mea. Ce se spune să nu aveți mare lucru de făcut? Vitamine diferite. Vă dau
măr copt. Fac un pomo de mere. Și așa mai departe. Care într-adevăr nu suntem ca Gingis Khan. Trebuie să o frige faz
dacă vrei o porție de căniță friptă sau așa mai dacă se în perioada de iar să arăți ce e indicat să mâncă seara este indicat într-adevăr să mâncă mai puțin dar asta mediele
lucruri naturale în care să nu mai punem zahăr, în care să fie ceva foarte, foarte ușor și foarte simplu. Atenție la unele foietate. Cele strict
pătruns insecticidul. Insecticidul omoară în primul rând în viermele. Și nu vă feriți să dați la o parte strigată să mâncați partea bună.
jucătoare naturale și avem jucătoare izvoare de mare lungime cu apă freatică foarte bună. Lumea se duce și ea cu bidoanele de acele locuri. Le recomand și eu cu ce face
ceea ce din nou spun poveștile apă vie, apă moarte. Apa vie e apa care ține corpul, care menține sănătatea. Și atunci tu dacă vii cu acest vehicul, ca asta e un vehicul, e un transport. Scoateți apa din mări și oceane. Ce se întâmplă cu pești? Ce se întâmplă cu balene? Mor, se usucă pe fundul lor. Așa se întâmplă cu ce noastre, dacă nu sunt bine hidratate. Mecanismul bătrâneții al senectuții este uscarea pielii. Este uscarea organelor. Este atrofia. Este la apă. Dacă copilul când vine pe lume are 70% apă, vârstnicul ajunge să aibă sub 50% apă. Iată explicația pielii trofice a copilului cu foarte pufos, cu bula lui Bișa prezentă și vârstnicul care devine uscat, care devine stafidit, de fapt uscat, nu? Angelii, până la urmă, dar lipsiți de carne, în care rămâne doar sufletul, zice, blaga, foarte frumos. Dar de ce nu beți apă? Păi, dacă nu mi-e sete, zice, blaga, foarte frumos.
nostru zilnic și mai este proasta hrănire și proasta îngrijire a copiilor mici. Am să încep cu copiii mici. Efectul la copiii mici este greșit. Ca până la vârsta de un an jumătate, un an jumătate, copilul să primească lapte de lapte de desen. Multe mame dau lapte de vac. Mai ales la țară. Că tot am curte de lapte și dacă mama pleacă cu naveta la serviciu, îi oferă copilului lapte de vacă. Acel lapte de vacă are lapte de vacă seamănă cu proteina din pancreas. Organismul copilului nu știe că acele structuri sunt identice și făcând anticorpi împotriva unei structuri străine pe care o întâlnesc. Care consumă lapte de vacă până în vârsta de un an sunt candidați la diabet. Nu vor face tot. Dar ei sunt candidați la așa ceva. Există mecanismul genetic. Din părinți diabetici se nasc copii diabetici. Și avem amândoi diabet. Sau unul din noi are diabet, riscul de a avea un copil cu diabet crește foarte mult. Dacă copilul nostru stă în fața calculatorului, și nu face sport și nu iese într-o sală de sport în aer liber și așa mai departe, face diabet și face obezitate, acumulează grăsime. O să vă explic pe scurt mecanismul diabetului. Celula musculară și celula hepatică
ducea la musculare, decât prin intermediul unui transportor care se numește insulină. Ori insulina devine activă când face sport. Insulina introduce glucoza în mod natural în celule dacă face sport.
în coapse, în mușchii brațelor. Dacă nu vom face mișcare, dacă nu vom contracta mușchii respectiv, acel sânge va rămâne acolo. Dacă contractăm, mușchii se strânge, vasul se strânge și sânge pleacă. În locul inima care pompează prin plămâni oxigenează un nou volum de sânge și sânge care devine un sânge curat, un sânge roz, un sânge alb, un sânge negru, băltit, vechi. Deci, iată cum primim. Gândiți-vă că lucrul ăsta se întâmplă și în creier. Ca sângele să ajungă în mușchi din inimă, trebuie să treacă prin tot circuitul și prin creier și prin inimă și prin ficat. Va fi mereu pus în mișcare. Ceea ce fac anti-agregante de la extractul de salcie până la anti-agregante moderne placa de ateron, peste placa de grăsime, care vă dau veste tristă și bebeluși și oau. Fiindcă la patre de mamă, cât e el de bun, e un lapte totuși colesterolic. Și acele americanii este locul stric. Acele dungi galbene sunt prezente încă pe arterele aortice și pe arterele mari ale
se va depune niciodată pe Chiac sau dacă e un medicament antiagregant, un medicament împotriva Chiagului, pe care eu îl recomand la toată lumea după vârsta de 40 de ani care n-are ulcer sau ceva care se
amendăm. Ea există, să nu ne îmbătăm cu ce încercăm să prevenim prin aceste medicamente și prin sport și să prelucrăm. Aș vrea să vă spun că majoritatea deceselor în lume modernă se datorează vaselor. Vaselor noastre. Cu cât vasele noastre sunt mai suple, mai elastice și înăuntru au un calibru mai mare și nu s-au confundat cu grăsime și cu chiar, cu atât noi suntem mai sănătoși. De ce murim noi? A murit prin stop cardiorespirator. Pe asta e dificința morții. De asta mori. Că de asta inima și e creierul. Și respirația. Dar în spatele lor sunt niște fase care s-au înfundat. Cauze de deces și în America și în Germania și în România și în țările civilizate și în țările cu un sistem medical bine pus la punct, este boala de inimă. Se moare prin infarct. Infarctul vascular, pe locul 3 cancerul. Aș vrea să vă spun că și cancerul poate fi prevenit prin sport. Dar asta sportul și un bune
cu care le recunosc și le închid. E ca în armată, pui un trasor, fixezi dușmanul și l-ai înghițit. Asta face sport. Sportul mobilizează aceste celule albe la atac, le scoate la luptă, le scoate din tranșee, le scoate din cazări. Deci, putem spune că putem
dată și așa mai departe. Deci, cât de importante sunt prevențiile astea. Și campaniile care se fac și în școală și pe care le facem și noi în televiziune. Se mete
de existență care ridică zgârie și așa mai departe. Deci astfel de structuri de tip Kevlar sunt încă în natură sub forma colagenului. Altfel spus, am reușit la creat de mii și mii de ani, am reușit și noi acum tehnologii să producem un Kevlar. E ca să producem această fibră foarte bună, această structură o să facem that
se spune că muntele de bunăoară cerne. Nu oricine urcă pe un pis de munte. Dacă vă întâlniți în vârf pe Everest, oamenii aceia din potriva
niște vedete. Pot să devină niște nume mari care altfel poate nu ar fi devenit. Deci sportul este o oportunitate fantastică pentru foarte mulți dintre noi să devenim oameni.
elevat. Și o distracție care te încarcă pozitiv. Oxigen foarte bine creierul de a avea rezultate mai bune la toate materiile. S-a văzut bune și la matematică și la fizică și la geografie și la așa mai departe. Există o emisiune foarte interesantă la noi în grile care se numește Educația Juvenilă și care se ocupă și de matematică, de fizică, de educație juridică, de educație în toate religioase și așa mai departe. Eu cred că acel copil are o formație aristotelică. Când se plimba cu Alexandru cel Mare se numea peripatetic. Adică nu stătea într-o sală pe un scaun fiecare sau la catedră, ci se plimba prin pădure. Așa trebuie să facem noi orele cu copiii noștri. Să-i scoatem din sări, să-i scoatem din clase, să-i scoatem din fața calculatorului, din incubatoarele în care stau ei și din fața calculatorului. Acolo am întâlnit bătrânei și tinerei care mergeau cu acele bețe de schi vara și își susțineau tot corpul, fiindcă mergând cu acele bețe pe iarbă, îți atunci când mergi și era un mers mai energic. Apropo de doamne care spunea
45 de instalații care introduc ozon, care introduc oxigen, care introduc un aer calificat, sunt binevenite, dar deschideți și spre natură și folosiți aerul proaspăt. Calculatorul este
starea fizicului de afectare cu coloane vertebrale folosiți pe cât posibil niște scaune ergometrice și ergonomice care să aibă acele un lucru
știam că vrei și iese lumea de la deseri. Nu este să vină în pauza aceea de masă și ne ocupă pista de pinde ce aveam noi în program de desfășurat. Ar fi minunat să vedem și la noi în jur, și România în general să vadă aceste pauze să se tindă către sport. Da, tocmai acesta este rolul nostru și telespectatorul care ne-a sunat tocmai asta ne sugera. Iată, eram cântat sportiv și un medic se întâlnește și își dau mâna. Tot așa trebuie să ne dea și cu un economist și cu un om de afaceri, cu un antreprenor, cu un om care investește și care sunt care open mind și gândește deschis și știe ce înseamnă beneficiu economic. Beneficiu economic înseamnă în principal
chiar indicat să fie alături de un antrenor. Să știți că văd foarte multe scolioze, foarte multe vicii de coloană vertebrală. Chiar azi am văzut umeri strâmbi, da?
decât o diplomă, nu le dați decât o cupă. Dar aceea reprezintă enorm pentru copilul acela faptul că s-a făcut un podium și că el a fost primul acum și că luna viitoare e al doilea și vrea prin emulație să devină primul, asta îl atrage spre stadion, îl atrage spre sala de știu eu de basket sau de handball și așa mai departe. Le-am